Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Întrebările Zilei. În această seară, o emisiune dedicată artei, o emisiune dedicată simpozionului Constantin Brâncuș, atelierelor Constantin Brâncuș, simpozionului Brâncușiana, așa cum a purtat de-a lungul timpului diferite denumiri această acțiune dedicată sculptorului Constantin Brâncuș, inspirată din creația brâncușiană. Sculptori din întreaga lume au venit în ultimii 15 ani la Târgu Jiu pentru a lăsa o impresie, a lăsa câte o operă de artă, a se întoarce, de ce nu, de mai multe ori. Și anul acesta a debutat simpozionul Atelierele Brâncuș la Târgu Jiu. El are două componente, una dedicată sculpturii, cealaltă picturii, însă după 22 august, timp de o lună de zile, sculptori din 5 țări sunt, din 5 țări sunt prezenți la Târgu Jiu pentru a și lăsa operele, aș lăsa amprenta în andezid. De data aceasta, dacă până în anii trecuți am avut ca material travertinul și marmura, de data aceasta vorbim despre un alt material. Doi sculptori invitați în această seară, doi artiști alături de noi, unul din Franța, domnul Nicolae Fleissig. Bună seara, domnule Fleissig. Bună seara! Bine ați venit la TV Sud, de asemenea domnului Vlad Ciobanu, care este și curatorul simpozionului de sculptură. Bună seara, domnule Ciobanu! Bine v-am găsit! Alături de noi revine, iată, după numai o săptămână, domnul Doru Strâmbulescu, directorul Centrului Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Bună seara, domnule Strâmbulescu! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu că ați onorat această invitație. Iată o formulă extinsă la această emisiune. Începem cu oaspetele din Franța, deși este o rudă de-a noastră de sânge, fiind român, nu-i așa, vorbitor perfect de limba română. Iată, tot pe urmele lui Brâncuș, că vorbeam de drumurile brâncușiene, tot în Franța ați ajuns, până la urmă v-ați întors la Târgu Jiu, v-ați întors, bănuiesc, cu o mare deschidere, având în vedere că veniți, cum se spune, în orașul lui Brâncuș. Care sunt primele impresii după primele zile de simpozion? În primul rând, am venit cu mare plăcere, fiind invitat la simpozionul din Târgu Jiu și, de fapt, îi mulțumesc lui Vlad Ciobanu, lui Doru Strâmbulescu, pentru că m-am invitat, și onoarea, plăcerea, onoarea este de a lucra într-un oraș unde Brâncuș a lăsat poate cea mai importantă operă a lui. Sigur că totul este o emoție, pleacă de la o emoție. Emoția este faptul de a redescoperi Brâncuș la el acasă. Eu îl cunoșteam deja de foarte mult timp, din timpul facultății, când eram student la Grigorescu, la București, însă de fiecare dată când văd lucrările lui Brâncuș, este o încărcătură de emoții și de sentiment și de atâta prospețime și modernitate, încât, de fapt nu sunt singur, toată lumea rămâne uimită. Asta este și imortalitatea lui Brâncuș. Avem de face cu niște opere vii, practic? Absolut, absolut. Opere care trăiesc și vor trăi și vor rezista în timp. Pentru că sunt... Da, sunt lucruri care fac parte din marile puncte de accent ale civilizațiilor. Iar Brâncuș este... artistul, sculptorul, este părintele sculpturii moderne în lume, este un artist atât de recunoscut în lume, încât poate că nu e așa de cunoscut în România, cum e cunoscut în toată lumea. Sau nu e așa de prețuit. Sau poate nu e așa de prețuit. Poate nu e așa de prețuit. Domnule Ciobanu, oferiți-ne câteva repere legat de organizarea simpoziunului din acest an, participare, material, obiective, mă rog, obiective. Așa cum am spus și anul trecut, structura, în viziunea pe care am propus-o și care a fost acceptată, structura echipei, este să fie 3 străini, un diasporic. El nu e venit în calitate de străin, din punctul meu de vedere. Ca și Brâncuș, este, ca să zic așa, o punte între două civilizații, între două culturi.
Nicolae Flaisi și doi români. Ideea este că trebuie să arătăm totdeauna o anumită unitate între noi, indiferent de locul în care soarta ne-a plasat, mă refer la noi, cei care oriunde suntem, suntem slujitorii acestei culturi, fiecare pe măsura puterilor și norocului și destinului pe care îl are, și trei străini, pentru că totodată un simpozium este o stare de comunicare a unei culturi cu alte culturi, formarea unor zone de interferență și de îngăduință între diferitele culturi. Vedem cât de necesare devin aceste zone de îngăduință și de înțelegere. Și în același timp ne facem și noi cunoscuți, avem nevoie să fim cunoscuți, ne racordăm la cercetările care se petrec acum în lume, în domeniu, mă refer la sculptură, și ei pot lua cunoștință de faptul că și noi suntem străduitori și că facem eforturi în direcția, în această direcție. O să încep cu Latika Kat, este din India, este un mare sculptor, un sculptor foarte important, soțul ei de asemenea a fost un sculptor foarte important, vine dintr-o școală și dintr-o cultură care nu cred că mai e cazul să fie argumentată. Este Antonis Mirodias, vine din Grecia, iarăși o cultură care e pe deplin argumentată în universalitate. Un sculptor cu care m-am întâlnit, am lucrat în niște simpozioane internaționale, ca și Nicolae Flaisig, și el l-a întâlnit. Și de asemenea, un sculptor din Taiwan, un sculptor care vine și Taiwan, China, nu? E cultura chineză, dincolo de situațiile politice, noi vorbim aici de aspectele culturale, aspectele politice, așa cum știm, sunt vremelnice, cultura este ceea ce ne dă stabilitate. Ori am adus un om provenitor dintr-o cultură la fel de mare, cu care e bine să ne racordăm, cu care e bine să fim în contact și în fața cărora e bine să ne facem cunoscuți. Asta ar fi, și sigur, în felul ăsta, aducând oameni de valoare, e o formă de a-l sluji, de a-l omagia pe Brâncuș. Așa cum festivalul Ionescu, tot timpul fac referire la acest festival, pentru că recunosc, eu mi l-am luat țintă, Doru Stâmbulescu și l-au luat țintă, nu cu o invidie pozitivă, dacă doriți, vrem să facem și noi lucrurile la acest nivel. Și atunci forma de a-l omagia pe Ionescu este să-l aduci atunci când trăiește, pe Oistrakh să-l aduci, pe Menuhin, și sigur că asta uneori costă, efortul ăsta trebuie făcut însă, pentru că, așa cum s-a spus mai de demult, cultura costă mult, incultura și mai mult. Ei bine, trebuie să facem efortul de a-l omagia cu adevărat pe Brâncuș, și cred că forma de a-l omagia pe Brâncuș este să aduci oameni valoroși, pentru că dincolo de acest omagiu, acest loc se va alege cu un patrimoniu. Dacă aduci oameni valoroși, te vei alege cu un patrimoniu valoros. Este foarte important. Peste timp se va spune, în perioada diferitelor autorități, s-a petrecut cu tare eveniment, așa cum se vorbește acum, că în perioada lui Tătărescu s-a ridicat Constantin Brâncuș cu prezența benefică a Retiei Tătărescu, a reușit să ridice aceste opere care ne plasează pe harta lumii din punct de vedere cultural. Trebuie să sporim acest lucru și, din punctul nostru de vedere, cred că asta este modalitatea.
Într-adevăr, vă dau dreptate, pentru că cineva spunea un artist adevărat sau o valoare, indiferent domeniu, nu poate să apară oricând, dar poate să vină de oriunde, apropo de zonele de unde vin artiștii anul acesta, Taiwan, India, Grecia. Iată, ne bucurăm totuși că Occidentul este reprezentat de un român până la urmă. Și Orientul, de cei pe care i-a spomenit, poate că este și acesta un mesaj al multiculturalismului, care, iată, în zilele noastre începe să aibă, din păcate, cu totul alte semnificații, și avem de-a face, de fapt, nu cu o armonie, ci cu o ciocnire a unor mentalități și civilizații. Poate că e o lume pe care trebuie să încercăm să vedem cum o putem înțelege, e ceva nou și pentru noi toți, sau poate că are o altă formă față de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Vorbim, domnule Strâmbulescu, de o premieră anul acesta cu un sculptor femeie, cu o sculptoriță? Din punctul meu de vedere, fiecare simpozion este o premieră, pentru că fiecare simpozion aduce ceva în plus, să spunem așa, este plusul de care avem nevoie pentru a merge mai departe. Vreau să spun că mă aflu între două culmi, între Nicolae Flaisin și Vlad Ciobanu, două culmi de moralitate, de talent, de, știu eu, de valoare. Cred că asta este mesajul care trebuie transmis. Este plin de semnificație faptul că la Târgu Jiu vin valori, că în urma unei munci asidue, pentru că trebuie să înțelegem că un simpozion de sculptură nu este o glumă, nu e o joacă pentru copii, chiar dacă filozofii vorbind am putea să o tratăm și așa, este o muncă foarte serioasă și în urma acestei munci asidue la Târgu Jiu rămân opere, așa cum spunea și Vlad Ciobanu, rămân valori care constituie patrimoniu în timp al acestui oraș, un patrimoniu care este reprezentativ în raport cu ceea ce înțelegem prin Brâncuș, ceea ce vrem să facem prin Brâncuș, prin omagiu pe care noi îl aducem an de an lui Brâncuș. Nu știu dacă este o noutate neapărat că este o femeie în simpozionul de anul ăsta. Cred că semnificativ sau important este faptul că ne-am dorit o interferență a unor culturi, a unor civilizații. Așa cum vă spuneam și cu alte ocazii, și așa, aș vrea să repet acest lucru. Oamenii care vin aici vin din dragoste pentru Brâncuș, vin pentru că fiecare lucrare pe care o fac în preajma operelor lui Brâncuș și cu sentimentul pe care îl au este un mod de a-l înțelege pe Brâncuș. Eram întrebat chiar astăzi, zice, domne, bine, dar prin ce este unic Brâncuș? Este unic Brâncuș prin faptul că de fiecare dată naște o nouă viziune în mintea fiecărui artist sau fiecărui om care se apropie cu dragoste față de Brâncuș. Eu cred că de mari artiști trebuie să ne apropiem cu dragoste, pentru că dincolo de semnificații ideatice, de probleme pe care le pune opera, opera unui artist vorbește în primul rând sufletului și după aceea minții. Într-adevăr, spunea domnul Ciobanu că se generează un patrimoniu cultural până la urmă. La câte opere am ajuns până în zilele noastre? Să dau cifra exactă, nu, dar în orice caz sunt peste 100 de lucrări care sunt amplasate pe raza întregului oraș. Nu sunt numai lucrări care sunt realizate în simpozioanele de până acum, mai sunt și lucrări care vin din trecut, de exemplu busturi, statui, cum este statuia lui Tudor Vladimirescu. Deci în total cred că sunt undeva la peste 115 lucrări pe care Centrul Brâncuș le administrează. Ele sunt ale un patrimoniu municipiului Târgu Jiu, ale primăriei Târgu Jiu, dar Centrul Brâncuș le administrează. Sperăm să îmbogățim acest patrimoniu, creăm zone culturale, zone în care aceste opere să fie plasate, folosim materiale, așa cum spuneați anul ăsta, folosim andezitul, mai pot fi făcute simpozioane în andezit, dar ne gândim împreună cu curatorul și cu directorul programului. Vreau să vă spun că Vlad Ciobanu, trebuie să spun acest lucru, este vicepreședintele Consiliului Științific al Centrului Brâncuș și este responsabil, nu știu dacă e bine spus responsabil, este directorul acestui program pe care noi vrem foarte amplu, începând de anul viitor, atelierele Brâncuș și
este un program pe care, alături de care avem și Institutul Cultural Român, mă întorc la opere, dar încercăm să creăm zone în oraș în care orașul se extinde pe orizontală și cu cât se extinde orașul, cu atâta nevoia de a asimila opere de artă, de a înfrumusețea zone, devine, cum să spun, nu acută, dar devine ca o notă de frumusețe, bună înțelegere a noțiunii de urbanism, de modernitate și așa mai departe. Se poate ajunge chiar și la un muzeu în aer liber la un moment dat? Păi cred că putem deja vorbi de un muzeu în aer liber, dacă ar fi să privim de undeva de sus, de foarte sus, orașul Târgu Jiu, în toată splendoarea lui în ceea ce privește amplasarea operelor de artă, o să putem observa că în fiecare zona orașului Târgu Jiu se află opere de artă, fiecare cu o simbolistică proprie, cu un mesaj pe care de multe ori am văzut copii care se joacă în preajma operelor de artă, care le îmbrățișează, care comunică într-un fel, într-un mod sensibil și subtil cu opera de artă. Deci putem vorbi și de un muzeu. Sigur că cu timpul probabil că primăria va aloca și alte spații dedicate plasării unor astfel de opere de artă, unor instalații, unor lucruri care se pot face și care, sigur, în lumea modernă, în lumea contemporană în care trăim, în orașele mari, astfel de lucruri sunt deja foarte vizibile. Noi, Flesi, cum ați regăsit ansamblul Calea Eroilor? Cum l-ați regăsit pe Brâncuș aici la Târgu Jiu? Puteți să... Ba, pot să vă spun, cum v-am spus și Adrian, cu foarte mare emoție. Puteți să aminti și lucrurile negative, nu numai pozitive. Adică, și ceva dezamăgit, dacă există. Ce m-a dezamăgit, poate, e faptul că în jurul porții Poarta Sărutului sunt niște, nu știu cum să zic, niște comerțuri care sunt, eu mi-aduc aminte prima dată când am studiat, nu erau astea. Acolo, nu știu ce vând, acolo artizanat, ziare, nu știu. Este vorba de o tonetă de suc și înghețată. Asta ar trebui să fie puțin mai departe, părerea mea. În rest, la masa tăgerii poate ar trebui intervenit puțin cu solul. Pentru că pare puțin abandonată pe... se confunde opera cu peisajul? Se confundă opera cu peisajul și pare abandonată ca într-un șantier cu nisipul ăsta, cu pietrișul care e pe lângă. Ar trebui, poate, aici văzut. În schimb, coloana este foarte, foarte bine plasată. Foarte bine plasată. Într-un loc deschis, orizontal, de unde verticala asta pleacă, într-adevăr, e la infinit. Deci, cam asta ar fi. În rest, lucrările sunt aceleași și sunt nemuritoare. E adevărat că municipalitatea, populația, toată România ar trebui să se gândească să le conserveze cât mai bine. Pentru că sunt lucruri care în ziua de astăzi este imposibil să fie abandonate. Deci nu cumva să ajungă să fie distruse, să nu știu ce, sau distruse în niciun caz, dar să nu fie abandonate. Sunt cumva obligat să intervin în discuție, putem să purtăm un dialog foarte scurt, am să fiu. Trebuie să reamintesc cumva și telespectatorilor, dar să purtăm o discuție pe aceste. Există două proiecte, unul de amenajarea a peisagistică și amenajarea căi a eroilor, făcută de un arhitect, aș putea spune român, celebru deja în lume, Dorin Ștefan, și există un proiect în parteneriat al Centrului Brâncuș și cu Institutul Național de Cercetări în Optoelectronică de monitorizare, cercetare a întregii căi a eroilor. Suntem în diverse etape. Urmează un raport de expertiză al specialiștilor din cadrul INOE, urmând ca după aceea o comisie pluridisciplinară să decidă strategia de intervenție și de întreținere a operelor. Așadar, cred că știu deja că primăria lucrează la proiectul pentru finanțarea acestui proiect de amenajare. Perfect. Cred că odată cu începerea acestui proiect, chestiunea aceasta cu peisagistică va fi rezolvată.
Știu că va fi foarte curând o întâlnire la Târgu Jiu arhitectului Dorin Ștefan cu autoritățile, așadar cred că se intră în linie dreaptă în ceea ce privește amenajarea. Pregătește pe finala proiectului, da. Exact, și sperăm ca aceste lucruri să fie rezolvate. E un proiect vechi al Băncii Mondiale, a fost probabil că o greșeală. A fost discuții foarte multe. A fost o discuție, sigur că aceste lucruri s-au, zic eu că în momentul ăsta s-au găsit rezolvări pentru a se elimina. Mă bucur foarte mult să aud vestea asta, care este bună, și sper într-adevăr să ca rezultatul să fie într-adevăr la depunere în valoare a ansamblului Brâncușian, exact, în integralitatea lui. Exact. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, ne revedem în câteva minute. Am revenit la emisiunea Întrebările Zilei. Suntem în direct, iată, în această seară cu doi dintre participanții la Simpozionul Internațional de Sculptură Constantin Brâncuș, atelierele Brâncuș, cum sunt denumite în acest an manifestările culturale, artistice din Târgu Jiu și, iată, zona Rânca, și acolo se vor afla 7 pictori după 22 august și până la finalul acestei luni. Stăm de vorbă în această seară cu sculptorii Nicolae Fleisig, de asemenea Vlad Ciobanu, și cu șeful Centrului Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, domnul Dorul Strâmbulescu. Domnule Vlad Ciobanu, care ar fi tema, sau dacă se poate vorbi despre o temă la simpozionul din acest an, sau există o libertate? La nivelul acesta de exprimare, aducând valori, nu se poate propune o temă, pentru că fiecare artist are un univers propriu, el din acel univers propriu și din cultura din care provine își găsește resursele de așezare, de pliere pe realitatea culturală românească și mai ales brâncușiană. Aici nu există rețete, nu există formule, fiecare are propriile lui resurse și cu asta devine surprinzător, pentru că asta e faptul cultural. El este firesc, este natural și în același timp surprinzător. E un tip de surpriză care stă lângă tine, este surpriza pe care ți-o dă firescul. Firescul pe care o sensibilitate tocită, pe care în general o avem din atâtea motive sociologic analizabile, pierdem bucuria de a trăi, pierdem bucuria de a observa realități extraordinare. Ori artistul cu asta se ocupă. Readuce în ochiul omului, nu, publicului e puțin străin, în ochiul omului, pentru că noi suntem niște oameni și ne adresăm unor oameni și încercăm cu acest fond de sensibilitate al fiecăruia să readucem la suprafață elementele care nu trebuie pierdute din umanitate, din realitatea asta pe care o gestionăm noi cu toții. Și atunci, mai mult decât atât, aducând valori, nu pot să-i cer, că nu aduc niște masteranți, aduc niște oameni de cea mai înaltă calitate în clipa asta, și atunci e un act de irresponsabilă trufie să-i propun o temă. Mă gândesc că, de fapt, dacă vorbim despre tema, care este conținută și care este cea ea mai este subliminală. Este libertatea artistului de a crea. În momentul în care are libertate, această libertate, artistul, este imposibil să nu facă o lucrare bună. Este în imposibil. În fond, libertatea este cel mai subtil, exact, atunci când ea are logică, este cel mai subtil mod de a fi responsabil. Există totuși o condiționare înainte de a vă apuca de lucru. Toți artiștii vizitați ansamblul Calea Eroilor, nu se creează o condiționare până la urmă? O legătură? Nu, pentru că toată lumea o cunoaște. Este una implicită. Toată lumea de Brâncuș? Toată lumea o cunoaște. E imposibil ca mai ales un sculptor să nu cunoască complexul lui Brâncuș. Că vine aici este doar emoția, se încarcă cu emoții. Că nu peisajul, copacii care sunt lângă sau paziștea orizontală perfectă unde stă coloana verticală. Dar nu și asta. Contactul fizic cu opera creează emoția. Exact, emoție. Asta este emoția care... După aceea vă mai spun ceva, după părerea mea. Un artist, un sculptor,
timp cât lucrează la sculptura lui, sculptura îi aparține, este a lui. Odată ce a terminat-o, nu-i mai aparține. Este pentru toată lumea. Deci, imaginează-vă că nu poate să-și permită să facă ceva absolut gratuit, absolut fără esență sau fără un substrat spiritual. Așa sunt o responsabilitate artistului față de operă? Absolut. Când practică... În momentul în care a terminat-o, când el definește, el ia decizia, lucrarea asta este terminată. În momentul ăla, de fapt, nu-i mai aparține. Chiar dacă stă în atelierul lui ani de zile, chiar dacă stă într-o colecție personală a cineva sau într-o colecție de stat, nu mai este a artistului. El are proprietatea intelectuală a lucrării, însă opera în sine este pentru toată lumea. Aș încerca să sintetizez, dacă îmi permiteți, în două cuvinte. Deci este un aspect estetic pe care îl are orice operă de artă și în sensul în care vorbea Nicolae Faichi, vorbea de aspectul etic. Pentru că în momentul în care artistul se detașează de operă, opera devine universală. Da? Și comunică în plan etic cu fiecare, în sensul că fiecare dintre cei care privesc opera intră în relație cu ea, găsește acolo trăiri, sentimente, proprii, da. Se întâlnește cu sine până la urmă. Sub aspectul ăsta vorbesc de aspectul etic al unei opere de artă până la urmă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie, sigur, noi semnăm lucrările astea, dar sunt lucrări, de fapt, rezultatul unei munci de echipă. Pentru că, începând, și aici o să îmi vine prilejul să arăt că energia pe care noi o angajăm în această înfăptuire este însoțită și uneori se rezonează la această energie și la acest act de înfăptuire. Spre exemplu, o să mă refer la sponsori. Sigur că noi semnăm lucrările, dar fără energia, fără bunăvoința, fără participarea lor. A lui Ion Șot, patronul firmei Andezitu, care ne-a sponsorizat cu piatra. Fără firma Bosch, care ne-a sponsorizat cu utilajele, pentru că gândiți-vă să vină din Taiwan sau din India cu sculele astea, mai ales pe acest fond de suspiciune când ești cercetat pentru tot felul de obiecte, dar aminte pentru sculele astea ale noastre de sculptură. Și atunci ei am simțit nevoia. Se și practică de altfel în lume. Am simțit nevoia să găsească lucrurile aici și firma Bosch, firma Triton, care este local aici, iarăși... Care e reprezentantul Boschului. Care e și reprezentantul și al Boschului. Ni s-a alăturat Timișoreana și așa mai departe. Tot felul de... energia financiară a ICR-ului, energia financiară a primăriei de aici, care, sigur, în mod fatal este o energie limitată, pentru că e o primărie de oraș. Nu-i, aici trebuie să angajate energiile la un alt nivel ca să putem înfăptui ceea ce avem de înfăptuit. Dar, pe de o parte, pe de altă parte, opera, în măsura în care ea se împlinește în mâna artistului, de la sine, ea singură iese și îi propune artistului, gata. El simte că nu mai are ce să facă. Și din clipa aia, ea devine de sine stătătoare. Va avea o evoluție, ea nu rămâne fixă, așa cum nici lucrările lui Brâncuș sunt vii, pentru că ele reacționează și răspund fondului de sensibilitate, care este mobil, care se schimbă, care fondul de sensibilitate al privitorului de acum 50 de ani era altul decât al privitorului de astăzi. Faptul că operele lui Brâncuș sau oricare dintre opere
răspunde acestui fond de sensibilitate și poate va răspunde fondului de sensibilitate de peste 50 de ani, 100 de ani, asta dă caracterul viu și nemuritor al unei opere. Sunt o mulțime de situații în care semnături glorioase la un anumit moment, lucrările lor, propunerilor lor, nerăspunzând în continuare timpului care urma să vină, au intrat într-un substrat al culturii. Rămân undeva în subsolul unei pagini, dar ori asta e ce spunea și Moni Fleissig, artistul trebuie să știe și când să se oprească, pentru că riscă să fie prea harnic și atunci o omoară. Pentru că o operă trebuie să fie, să aibă orice, în afară de miros de transpirație. Treaba ta cât muncești acolo. Nici nu știți ce vă las, spunea Constantin Brâncuș, sau mă rog, e transmis peste timp acest aforism, cum îl putem înțelege din perspectiva a ceea ce ne-a lăsat la Târgu Jiu? Știm sau nu știm? Păi, valoarea pe care a lăsat-o Brâncuș, în afară de valoarea lui personală ca artist, este valoarea asta universală, este... Brâncuș e considerat în lume, este părintele sculpturii moderne, nu-i jucărie, nu-i jucărie. Și asta se vine exact după Rodin, chiar în timpul lui Rodin. Deci, Brâncuș a deschis o cale, vorbim de drum, un drum enorm, enorm, cu niște posibilități enorme, enorme, care nu așteaptă decât să fie exploatate. Dar e atât de periculos să intri pe drumul lui Brâncuș, pentru că Brâncuș, ca un om extrem de vizionar, într-un fel a închis drumul lui. El a deschis ideea de la sculptură modernă, dar drumul lui nu poți să-l continui. Nu poți să reproduci ce a făcut Brâncuș. Sau, nu, poți doar să să ai ca și intelectualitate vorbind, sentimentul că a intrat pe drumul acesta deschis de Brâncuș, care se cheamă arta modernă. Să cauți mai departe. Adică. Să cauți mai departe, să te cauți, să aduci ceva în contemporanitate. Nu știu că mai departe, pentru că în artă nu există progres. În cultură, în general, nu există progres, pentru că altfel ar însemna să deducem că ceea ce facem astăzi în artă este superior picturilor de la Altamira, da, da, sau picturilor grecești, da, și așa mai departe. Există altceva, pentru că noi, lumea asta e polimorfă, este în plină evoluție. Și atunci noi trebuie să fim cei care răspund acestui orizont de sensibilitate pe care lumea îl are. Uneori chiar trebuie să-l anticipezi pentru ca în clipa în care ea evoluează să găsească reperele de confirmare a acestei sensibilități prin care ea evoluează. Pentru că acum se spune chiar în forme deschise că există inteligența minții, dar se recunoaște din ce în ce mai mult că inteligența sufletească, inteligența inimii emoțională, este cea care face lumea să evolueze. Nu să progreseze, ci să evolueze. Ai dreptate. Aș adăuga doar așa o scurtă, așa, gândindu-mă acum la discuția care se purta aici, noi ca sintetiza cumva conceptul ăsta, spunea că opera de artă este o închidere care se deschide și asta este de natura și esența ființei, în universalitate, a ființei ca ființă. Cam asta este Brâncuș până la urmă. Deci o închidere care se deschide către ceea ce este esența ființei. Deci și când vorbim despre opera lui Brâncuș, putem să vorbim în infinit de multe moduri, pentru că opera lui transmite atât de multe lucruri, încât ele nu pot fi cuprinse într-un singur înțeles. No, deci exact. Este un înțeles de natură universală, care exact. Nu poate... Cel puțin asta este o percepție sub raportul ăsta al operei de artă, în luată ca și...
ca și determinanție a ființei, a ceea ce suntem noi în esența noastră, dar și ceea ce este ființa ca universalitate, ca univers. Ultima chestiune, e nevoie de un muzeu Constantin Brâncuș la Târgu Jiu? Ce am putea să avem într-un astfel de muzeu Constantin Brâncuș? Mă gândesc că nu ar fi interesant să fie un muzeu Constantin Brâncuș. Acum, lucrările ale Brâncuș este imposibil de adus. Asta să știi. Însă, există fotografii de a lui, de a sculptorului, de a omului. Există fotografii extraordinare făcute de altfel de el însăși, de lucrări de ale Brâncuș. Sunt albume, dar de ce să nu se facă, de exemplu, într-o sală, niște postere mari, unde lumea să intre ca și cum ar intra într-adevăr în universul lui. Lângă Beaubourg, la Paris, există atelierul lui Brâncuș. Intri în intimitatea atelierului cu praf, cu scule, cum se... Mă gândesc că, pentru că sunt totuși foarte multe fotografii și scrieri de Brâncuș, documentare despre Brâncuș. De ce nu de creat un spațiu, iar lângă spațiul ăsta să fie expoziții temporare, deci punctuale, din când în când, cu preocupări absolut noi din arta contemporană. Mă refer la arta conceptuală, tu ce spuneai din aur, de instalații, de sunt atât de multe posibilități de video, de imagine, de sunet. Adică, în momentul de față, arta este interferită. Adică, împreună. Este muzică, dans, imagine, deci toate. Deci, să fie ca un fel de... Nu știu, nici nu i-aș spune galerie, că mi se pare puțin prea tradițional. Pentru că vreau să-i las ultimul cuvânt. Un fel, într-adevăr, un atelier de creație. Pentru că vreau să-i las ultimul cuvânt, Vlad. Am să spun eu foarte pe scurt propunerea noastră comună, a mea și a lui Vlad, dar a Centrului Brâncuș și a Consiliului Științific, făcută deja Ministerului Culturii, de înființare la Târgu Jiu a un muzeu al artei moderne pe care România nu-l are și care să găzduiască pe lângă opere de Brâncuș care pot fi aduse fie de la Craiova, fie de la București, fie din lume, cu sprijinul statului român, să găzduiască și tot creația post-brâncușiană, să spunem așa, în descendență brâncușiană, cu expoziții, să zicem, făcute la Târgu Jiu. Asta ar fi un aspect. Lucrurile sunt, să spunem, în momentul ăsta în desfășurare. Nu așteptăm altceva decât un semnal prin care Ministerul Culturii se va arăta interesat de acest proiect. Există o lege de înființare a Muzeului Brâncuș și acesta poate fi Muzeul de Artă Modernă a României, care să fie făcut aici la Târgu Jiu, în preajma ansamblului brâncușian, în preajma lui Brâncuș, și care să preia întreaga energie care, cum să zic, pulsează practic în asta. E un pas care cred că până la urmă România trebuie să-l facă. E un gest pe care statul român e obligat într-un fel să-l facă față de Brâncuș și dacă lucrurile vor sta cum trebuie, eu cred că până la urmă se vor găsi soluțiile de finanțare a unui asemenea spațiu. Cred că Primăria Târgu Jiu poate să disponibilizeze un teren care să-l ofere statului român, guvernului sau știu eu celor care vor finanța un asemenea proiect de înființare a acestui muzeu la Târgu Jiu, care să poarte până la urmă numele Părintelui Sculpturii Moșdene, exact, Constantin Brâncuș. Domnul Cebanu, câteva secunde, suntem la final. Există totuși o operă realizată de Constantin Brâncuș. Putem spera să o avem la Târgu Jiu? Există mai multe posibilități, dar completându-l întâi pe... ea se va achiziționa. S-a făcut atâta tam-tam în jurul ei, încât cu siguranță va fi achiziționată. Statul va da. Am înțeles că, de fapt, s-a și luat hotărârea asta. Dacă nu, noi... Și aici avem o inițiativă, am creat deja un parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici și avem tratativele în fază avansată, deci o să se încheie un parteneriat cu Muzeul Țăranului Român ca să organizăm o licitație cu obiecte donate de colegii noștri pentru a fi licitate și
nu știu câți bani se vor obține, dar va fi o prezență morală a noastră ca omagiu, și ăsta ar fi un omagiu pe care o cale de a-l omagia pe Brâncuș. Acest muzeu de artă modernă este necesar pentru că trebuie să se arate că Brâncuș nu a apărut de nicăieri, el are niște cauze, niște premize, prin asta a dobândit o identitate și identitatea noastră prin el a intrat în universalitate. Și mai mult decât atât, a produs consecințe. Există un siar, Școala Românească de Sculptură, pe care el a născut. Da. Dar un singur lucru vreau să mai spun. Pregătim o expoziție un concept Brâncuș, cu ansamblu brâncușian, pe care împreună cu Institutul Cultural Român vrem să-l promovăm în întreaga lume. Acest proiect a început deja, este în desfășurare. Domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de mine la emisiunea Întrebările Zilei și de telespectatorii mei. Rămâneți în continuare cu TV Sud, urmează știrile, numai bine!